Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian. Nu e nimic banal atunci când îți spune cineva să fii sănătos. Până când nu pierzi sănătatea, nu-ți dai seama cât de bogat erai, spunea cândva o jurnalistă de televiziune. Pe ecranul unei vieți obișnuite, pierdute între evenimentele zilei fiecăruia, aceste fraze pot părea clișee. Când le spune un om care a fost în iad și a făcut un drum greu înapoi către lume, aceste vorbe ajung la tine încărcate de sens și de viață. Despre tinerii și boala discut astăzi, alături de invitații mei, Onuța Ana Maria și Beniamin, domnul Horațiu Piloiu, psihoterapeut, și pastorul Ioan Pănican. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Bine te-am găsit, Raul. Te salut și eu, Raul. În primul rând, de ce credeți că e oportun să vorbim despre boală în dreptul tinerilor? Consider că boala nu ține cont de vârstă. Ea poate apărea în orice etapă a vieții și, în același timp, boala este mult mai greu de acceptat când vine vorba despre tineri. Dacă ne referim la boli grave, precum cancer, sida, diabet, un tânăr în momentul în care trece printr-o boală este mult mai vulnerabil de a-și pune întrebări. De ce eu? Unde este Dumnezeu acum? Da, și eu cred că e foarte important să vorbim despre acest subiect, tocmai pentru că nu se discută din cauza tinereții pe care o avem. Cred că boala este imprevizibilă. Nu poți să știi ce aduce ziua de mâine, indiferent că ești tânăr sau că ești bătrân. Pentru tineri, sănătatea și starea de bine aparent apar ca ceva ce ni se merită, adică cum să ai 20 de ani sau 18 ani și să fii bolnav. Nu există așa ceva. Și din cauza acestei mentalități eronate a tinerilor din generația noastră, eu zic că e foarte important să deschidem acest subiect. Atunci haideți să-l deschidem și într-un mod personal, dacă pot să spun așa, și aș vrea să vă întreb pe voi care a fost cea mai gravă problemă de sănătate pe care ați avut-o voi. Da, o să încep eu aici. E interesant că se împlinesc chiar 10 ani de când am avut un accident în bicicletă, am căzut și cotul meu stâng a fost destul de grav afectat, am avut operație, doctorul îmi descria ca și un mănunc descobitor, așa de rău se zdrobise cotul meu. Cred că asta a fost cea mai grea situație prin care Dumnezeu m-a trecut. Și ce ți-a lipsit cel mai mult în acele momente? În acele momente, cred că acel confort psihologic de a ști că o să fii bine și la bătrânețe sau că nu o să aibă urmări atunci când o să vrei să-ți iei copilul în brațe sau nepotul. Eu eram familist de mic, știam că o să fiu un om pentru familie și lucrul ăsta mi-a stat în minte. O să afecteze viața mea de familie accidentul ăsta sau nu. Ana, la tine care a fost cea mai gravă problemă de sănătate? Pot să spun că, din fericire, până acum nu m-am confruntat cu nicio problemă și cred că aici este meritul lui Dumnezeu că nu am avut parte de o experiență dură, să zic așa. Atunci te întreb tot pe tine, Beni, în momentele acelea, în zona accidentului, ce te-a încurajat pe tine cel mai mult? Da, chiar dacă a fost un moment greu, m-am simțit încurajat, în primul rând de faptul că, fiind un credincios, știam că Dumnezeu nu o să-mi dea ceva mai greu decât pot să duc, așa spune și Scriptura. Chiar dacă poate mi-ar fi plăcut să-mi arate Dumnezeu cât sunt de puternic într-un alt mod, am înțeles, poate nu atunci, am acceptat atunci că, ok, Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, Dumnezeu e cu mine, a fost încurajarea mea numărul 1. Dar la nivelul relațiilor, cred că și oamenii care m-au susținut, de exemplu mama mea a stat cu mine în spital, m-a îngrijit, toate nevoile pe care eu nu puteam să le mai fac, ea se ocupa și a fost cu mine cot la cot. Aș vrea să vă întreb, cum e privită boala de către tineri astăzi? Dacă privim boala din perspectiva tinerilor, probabil că în momentul în care ești pus în fața unei astfel de situații, aceasta te blochează și îți oprește realizarea planurilor, a visurilor și te ține undeva într-un colț. Sunt complet de acord. M-am gândit și eu la aceeași chestie. Ca și o limitare în a te distra, ca și o criză. Ceva ce îți distruge avântul acela pe care l-ai ca și tânăr. Îți distruge tinerețea. Și clar, ceva de temut. În fiecare emisiune avem acest obicei de a întreba și tinerii din orașul nostru cu privire la tema pe care o dezbatem. Același lucru l-am făcut și de data aceasta. Vă propun să îi ascultăm, să vedem exact ce părere au ei cu privire la boală și apoi revenim în studio și poate chiar discutăm pe seama a ceea ce auzim. Care e boala pe care cel mai puțin ți-o dorești? Eu cred că cancerul. De ce? Nu știu, mi se pare că e cea mai gravă boală, greu de descoperit câteodată și nu știu, mi se pare că e cea mai grea și gravă boală de aia. De Alzheimer, pentru că nu vreau să-mi pierd mințile. Nu vreau să am nicio boală, pentru că îmi place de mine și de viața mea.
și vreau să fiu fericită. Ce boală nu ai vrea să ai niciodată și de ce? Mândria, pentru că omoară pe toți. Care sunt lucrurile pe care le faci pentru a nu te îmbolnăvi? Nu fac foarte multe lucruri, dar când simt că mă iau o răceală sau ceva, încerc să o iau pe cale naturistă inițial. Să iau medicamente naturiste, mama cumpără foarte multe lucruri de genul, siropuri sau vitamina C naturale. Și când prind o răceală mai zdravă, nu, depinde de ce se întâmplă. În rest, na, să mă spăl pe mâini, să am grijă cum mă îmbrac, deși nu mă prea coordonez cu vremea. Care e boala de care n-ai vrea să suferi niciodată și de ce? Păi, SIDA totuși, dar în principiu cam de toate m-aș feri. Cancer, pentru că a avut vărul meu și a fost cumplit și nu doresc nimănui. Alzheimer, pentru că atunci nu aș mai ține minte absolut nimica și aș uita de tot, nu știu, tot ce s-a întâmplat în viața mea și de toți cei dragi și, nu știu, le-aș crea mare suferință și mi se pare super trist. Care e boala de care n-ai vrea să suferi niciodată și de ce? N-aș vrea să-mi pierd vederea niciodată. Să trăiești în întuneric, cred că e cel mai urât pe lume. Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian. Reveniți în studio alături de Ana și de Beni, discutăm despre tinerii și boala. Am auzit câteva dintre răspunsurile concetățenilor noștri. Ce părere aveți de ceea ce ați auzit mai devreme? Foarte interesante răspunsurile lor, diverse. M-a surprins faptul că se amintea mult de Alzheimer și în același timp și de cancer. N-aș fi zis niciodată că poți să pui pe o balanță bolile astea. În opinia mea, cancerul e o boală grea, e o boală cumplită care te dărâmă foarte rapid. Dar mi-a plăcut perspectiva celora care zicea de Alzheimer. O boală care te face să uiți nici măcar amintiri frumoase, nici măcar personalitatea ta, persoanele dragi, să nu ți le mai amintești, e ceva dureros. Suntem foarte binecuvântați că nu trecem printr-o așa boală. Am văzut că tinerii se sperie foarte mult de boală și eu, la rândul meu, m-aș înspăimânta să fiu diagnosticată, mai ales cu cancer, chiar spunea cineva. Probabil că se tem de cancer pentru că este o boală incurabilă și duce la moarte și probabil că se tem de acest eveniment, moarte. Foarte mult înseamnă că nu sunt pregătiți pentru momentul ăsta. Da, foarte interesant. Până la urmă, cred că acolo e rădăcina problemei. Teama de acel moment în care nu știi încotro o iei. Corect. Până nu ești pus în situația de a vorbi de moarte, de capătul zilelor tale, cred că oamenii nu sunt chiar atât de crispați, chiar atât de speriați, dar când boala ajunge la un așa nivel încât să fie vorba despre moarte, atunci lucrurile se agită. Cum ar trebui să reacționeze un tânăr când trece prin suferință? Cred că un tânăr atunci când trece prin boală, prin suferință, ar trebui să caute scopul acelei situații, chiar dacă asta durează. Cum am spus și când m-ai întrebat de boala mea, de suferința care am avut-o, nu am înțeles atunci care a fost scopul, dar tot parcursul ăsta am căutat de ce m-a încercat Dumnezeu în felul ăsta, ce-a vrut să-mi arate, ce-a vrut să-mi demonstreze. Și mi-am dat seama atunci că poate păcate precum mândria, această boală grea de care spunea acel băiat, boala nu este doar ceva fizic, ci și spiritual. Mândria și pofta pot să fie niște boli foarte grave. De asta, întotdeauna un tânăr ar trebui să caute scopul, chiar dacă ia ceva timp. Este foarte dificil să te pui în pielea unui tânăr aflat într-o astfel de suferință, însă totuși cred că o atitudine pozitivă și optimistă îl pot ajuta să treacă mai ușor peste acea încercare. O altă atitudine corectă este ca tânărul să se gândească la Dumnezeu. Cred că atunci este momentul potrivit în care să-l caute mai mult pe Dumnezeu și să se gândească că el ar fi soluția pentru problema lui. Complet de acord. Apropierea de Dumnezeu chiar contează. Practic, cred că e principala sursă de unde poate să-ți vină încurajarea și poate să vină speranța, să continui să trăiești. Care sunt reacțiile negative pe care le au tinerii în boală? Eu m-am gândit la izolare. Este un aspect negativ pe care un tânăr îl poate avea atunci când se confruntă cu o boală. Izolarea de prieteni, de relațiile care le-ai avut înainte și, în unele cazuri, chiar și distanțarea de familie. Din cauza rușinii, a faptului că poartă acea boală? Da, și a neputinței de a mai face lucrurile pe care le-a făcut înainte. Sau la același nivel cu prietenii lui. Exact, da. Un alt aspect ar fi negativismul. Nu mai sunt în stare de nimic, cum am fost și cum sunt acum. Iar pe plan spiritual, dacă putem vorbi și despre asta, necredința. Probabil că se poate ajunge și la o astfel de criză. Mulți tineri, după ce trec printr-o așa experiență sau ajung într-o situație de genul, se răzvrătesc față de Dumnezeu și
privesc boala ca o pedeapsă nedreaptă pe care nu o să poată înțelege niciodată. Tocmai ei au fost aleși să treacă prin așa ceva. O altă reacție negativă cred că ar fi frustrarea la un nivel foarte înalt. De asemenea, preocupări dăunătoare cum ar fi fumatul, alcoolul, poate lucruri sau obiceiuri proaste pe care înainte nu le-ai făcut, dar nefiind într-o relație cu Dumnezeu, te-ai lăsat slab și atunci diavolul a venit să te ispitească cu alte lucruri rele care de data asta îți afectează viața ta spirituală și creează o boală înăuntrul tău, ceva mult mai grav decât boala fizică. De asemenea, atâtea exemple auzim despre depresii, despre idei de sinucidere chiar, foarte trist. Mulți tineri aleg să-și pună capăt zilelor pentru că nu mai pot să ducă mai departe, nu văd scopul, nu văd lumina de la capătul tunelului. Și atât că am ajuns la un punct foarte sensibil și aici propun să-l ascultăm și pe domnul Horațiu Piloiu, care este psihoterapeut și aș vrea să ne spună și din perspectiva specialistului, partea dumnealui cu privire la tema pe care o abordăm, tinerii și boala. Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian. Alături de noi este domnul psihoterapeut Horațiu Piloiu. Am vrea să discutăm pe seama subiectului de astăzi, tinerii și boala, și din perspectiva unui specialist. Aș vrea să vă întreb în primul rând care sunt factorii declanșatori a bolilor. Așa cum ați amintit, sunt psihoterapeut, nu sunt doctor, nu sunt medic. Dar din punct de vedere al unui consilier creștin, psihoterapeut creștin, am privit în Sfânta Scriptură și de acolo am extras 5 factori care pot declanșa anumite boli. Trebuie amintit faptul că noi discutăm aici, când vorbim de boli, vorbim și de bolile fizice, mentale, psihice, chiar spirituale. E adevărat, și când ați menționat lucrul acesta, mi-am avut în minte Isaia 53. El toate bolile, suferințele noastre le-a purtat la Golgota. Înseamnă, limba română, tot, exact ce a spus, psihic, mental, fizic, spiritual, toate bolile le-a purtat acolo. Aia înseamnă că Dumnezeu este conștient de fiecare dată când eu am o boală, indiferent de natura ei. Nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere nici un cancer, nici o boală psihică determinată de un anumit context. Nu l-a luat prin surprindere nici faptul că tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu și ai început să te îndelenicești cu alte lucruri și nu cu lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile de sus. El cunoaște fiecare detaliu. Și totuși oamenii încep să întrebe de ce a permis Dumnezeu aceste boli în viețile noastre. Dar aș vrea să fim foarte atenți că nu în spatele la fiecare boală există Dumnezeu. Nu El a generat boala aceasta. Că El a permis boala aceasta este cu totul altceva. Și atunci, un factor este diavolul. Acuzațiile aduse de Satan împotriva caracterului neprihănit al unui credincios, și îl avem pe Iov. Diavolul ne cer pe noi înaintea lui Dumnezeu ca să ne lovească. Și, de fapt, intenția lui este noi să ne îndoim de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Al doilea factor, corectarea vieții unui credincios de către Dumnezeu. Și aici este chiar Dumnezeu implicat aici. Și cred lucrul acesta, că în pedeapsa aceea de care a menționat-o și în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește, El vrea ca să mă întoarcă pe mine ca și copil înapoi pe drumul bun. Dar întotdeauna această corecție nu depășește capacitatea mea de a îndura, de a trece peste această boală. Și atunci întotdeauna Scriptura spune, El face rana și El o vindecă și El o învelește și El pune acolo medicamentul. Dar El știe cât de adânc să fie rana, cât de pătrunzător pentru suflet este rana respectivă, dar tot El le dă vindecare. Al treilea factor, să aducă glorie lui Dumnezeu și să demonstreze puterea sa vindecătoare. Dumnezeu permite diavolului ca să atingă un copil al său. Dar tot Dumnezeu știe că El, prin cuvântul său, poate să dea vindecare. Al patrulea factor, să ne țină umili în lucrarea ce o facem pentru Dumnezeu. Ne gândim la Sfântul Apostol Pavel.
L-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia, să-mi ia acest țepuș, boală, suferință. Putem discuta din punct de vedere teologic ce a fost și cum a fost. Și totuși Dumnezeu a ales să nu facă lucrul acesta, pentru că, din punct de vedere al lui Dumnezeu, acest lucru din viața apostolului Pavel nu l-a oprit să-și continue lucrarea. Și de fiecare dată când Pavel era într-un anumit loc și poate că vrea să facă mai mult, poate vrea să meargă altundeva, îl reținea acest lucru și întotdeauna își aducea aminte cine este el. Eu sunt unealta lui Dumnezeu, nu sunt eu cel care face aceste lucruri. Și un ultim factor, păcatul din viața unei persoane. Și atunci toți ar trebui să ne punem niște întrebări atunci când sunt anumite boli în viețile noastre și să facem așa radiografie prin toți cei 5 factori, să vedem, Doamne, care din acești factori a determinat această boală în viața mea. Sincer să fiu, onest să fiu, Doamne, vreau să-mi spui ce a declanșat această boală în viața mea, indiferent de natura ei. Și dacă e sincer, Dumnezeu îți va spune. Există, cu toate acestea, soluția lui Dumnezeu pentru el? Aici trebuie să discutăm ce înseamnă vindecarea. Ce înțelegem prin vindecare? O experiență din viața de păstor a fost ungerea unei persoane foarte grav bolnavă. A fost atât de plin de pace, de liniște. Fața lui s-a schimbat și a doua zi a murit. Și imediat oamenii, cărcotașii, încep să spună: a, cum? De unde a fost Dumnezeu? Dumnezeu n-a spus că îl face bine. Vindecare din punct de vedere al Dumnezeu este și faptul că îl ia acasă la el să nu mai sufere. Și vindecarea este: da, vreau să te vindec. Am experimentat și la noi în biserică vindecarea lui Dumnezeu. Oameni care au fost vindecați de boli acolo în biserică. Și atunci, pentru că eu cred că Dumnezeu este suveran, vin cu orice boală înaintea Lui și alegerea este a Lui. Spunea cineva că 70% din boală poate fi vindecată la nivel psihic. Este adevărat așa ceva? Dacă ești fan Piaget și Colbert și Kant, da, e adevărat. Dacă vrei să te duci în direcția aceasta, înseamnă că nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și atunci toată lumea trebuie să facă yoga și fel și fel de alte meditații transcendentale, că nu mai avem nevoie de Dumnezeu, pentru că eu sunt Dumnezeu pentru mine. Nu cred așa ceva. Eu cred că vindecarea vine de la Domnul. Că Domnul lucrează prin medici, prin chirurgi, prin oncologi, da, dar întotdeauna în spatele la astfel de oameni este Dumnezeu. Și eu mai cred un lucru, mulțumirea sufletească favorizează sănătatea. Mi-aduc aminte versetul care spune apostolul Pavel lui Timotei: negreșit, evlavia plus mulțumirea este un mare câștig. Acum, acel mare câștig, fiecare putem să spunem ce înseamnă acest mare câștig. Un om foarte bolnav spune asta: da, aș vrea să am acel mare câștig, vreau să fiu sănătos. Un om sănătos, un tânăr ar vrea: vai, vreau să am marele câștig, vreau să-mi fac o casă și o familie. Și spune Biblia: da, este posibil, dar ai grijă să fii mulțumit cu ce ai. A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean. Continuăm discuția noastră alături de Ana și de Beni despre tinerii și boala. Aș vrea să vă întreb acum, la mijlocul emisiunii, ce credeți că l-ajută pe un tânăr să treacă totuși mai ușor prin suferință? Din punct de vedere spiritual, ceea ce este un aspect foarte important, o relație constantă cu Dumnezeu, aș zice. De asemenea, rugăciunea, cred că e cheia în acele momente. Sunt de acord cu tine aici, cred că Dumnezeu este important în acele momente și mai mult încrederea în Dumnezeu, că doar El poate să readucă speranța și doar în mâna Lui este chiar puterea de vindecare, atât a sufletului cât și a trupului. De asemenea, familia cred că este un factor principal în momentele dificile ale vieții. Așa-i. Cred că oamenii din jurul unui om bolnav ar trebui să devină mult mai responsabil și Dumnezeu cred că le cere să-și crească nivelul de responsabilitate, să dea dovadă de oameni maturi, oameni care știu să întindă o mână acolo unde e nevoie. M-am gândit de asemenea că pe un tânăr în boală, în suferință, l-ar ajuta mult să evite excesele, să aibă o alimentație sănătoasă, să nu agraveze boala pe care o are și
cred că are nevoie și de activități care îi se par lui imposibile din cauza boalei, dar care totuși cineva se gândește la ele și ok, hai să mergem cu el, hai să-l ducem să vadă marea, hai să, chiar dacă el poate într-un cărucior. Mi se pare important să poți să te desprinzi de boală pentru o zi sau poate pentru o oră, să ieși din contextul ăla greu. Cum poate un tânăr ajuta pe cineva care se află în suferință? În primul rând, suport moral, încurajări, chiar și ajutor fizic, dacă vorbim de persoanele imobilizate, și energie pozitivă pe care un tânăr o poate transmite persoanei aflate în nevoie și în boală. Cred că poți să faci asta foarte ușor în momentul în care te pui în locul acelei persoane. Să te gândești ce mi-ar place să mi se facă dacă eu aș fi în situația aia. Și atunci cred că începi să comunici mai mult cu el, începi să-l susții, poate chiar financiar, poate e dintr-o familie săracă și nu-și permite anumite intervenții, poate anumite lucruri care sunt pasiunile lui, să fii cu el și în domeniul ăsta, să suplinești exact nevoile lui. Asta ne învață și Scriptura, să ne purtăm unii altora poverile și problemele. În același timp, dacă te rogi pentru persoana respectivă care e în boală, cred că e cel mai mare bine pe care poți să-l faci. Pentru că ai făcut apel la Scriptură, îl avem alături de noi pe pastorul Ioan Pănican și propun să îl ascultăm și pe dumnealui părerea Bibliei, cum privește Biblia și ce spune Dumnezeu despre boală, iar apoi revenim în ultima parte a discuției noastre. Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian. După cum o spuneam la începutul emisiunii, alături de noi este și pastorul Ioan Pănican. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Vrem să tratăm un subiect foarte important pentru tineri, deși nu ne gândim la el. Ca tânăr, greu te gândești la boală. Mai degrabă fugim de boală și nu ne prea gândim la ea, să nu mai spun de moarte. Aș vrea să vă întreb, cum privește Dumnezeu? Care este perspectiva biblică cu privire la boală? Da, și eu mulțumesc din toată inima pentru invitație, această emisiune foarte importantă și pentru tine și pentru noi deopotrivă. Și mulțumesc foarte mult și pentru această foarte importantă întrebare. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în inima fiecărui om există darul acesta miraculos care se numește gândul veșnicii. Cât privește boala, încercarea, suferința, ispita, lovitura, întristarea de un fel sau de un alt, Biblia spune despre Iisus că știa că de la Tatăl vine și la Tatăl se duce. Și mai spune să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte, când tinerii privesc țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, și văd bucuria care era pusă înainte și cum El mai întâi a disprețuit rușinea și mai apoi a suferit crucea. Și cruce înseamnă, cum spuneați mai devreme, și ceea ce cumva nu ne place, lucruri de care fugim, între care suferința, încercarea, boală. Și mai spune că El stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Există înviere și viață veșnică. Și în veșnicie există numai dreapta sau stânga, adică cerul minunat sau iadul înfiorător, iadul îngrozitor. Și despre Iisus, Biblia spune, om al durerii și obișnuit cu suferință. S-a făcut un sfat domnesc în cer, mii de ani în urmă, și la sfatul acesta domnesc s-a pus o întrebare. Cine va merge pentru noi? Cine va merge pe pământ să împlinească dorul care este aici în cer, în inima noastră, după om, creatura mâinilor noastre? Și cine va merge din cer pe pământ să împlinească dorul care este în inima omului, după noi și după cer? Dumnezeu a pus în inima fiecărui om gândul veșnicii. Și după vreme în Biblie spune că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat și a spus: iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine: vin, adică vreau să fac voia ta, Dumnezeu. El este singurul între miliardele de oameni care au trăit pe pământul acesta, care a preexistat. Și este singurul care a știut ce fel de viață urma să trăiască pe pământ. În sulul cărții este scris despre mine: om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit încât noi nu l-am băgat în seamă și așa mai departe. Deci el a știut întreaga viață cu suferință, cu durere, pe care urma să o trăiască și ca fiul omului pe pământul acesta. În Cartea Faptelor Apostolilor, numită pe bună dreptate și Cartea Faptelor Duhului Sfânt, noi vedem și faptele de viteșie pe care Duhul Sfânt le-a săvârșit prin sfinți vremurile de început ale bisericii, dar mai vedem și suferințele, mai vedem și luptele,
și încercările nemaipomenite prin care le-a fost dat să treacă. Și nu numai lor, în biserica de început la Ierusalim și în Iudeea, ci de-a lungul veacurilor pretutindeni pe întreg pământ. Încercările vin de la Dumnezeu? Sunt doar îngăduite de El? Sau vin de la vrășmașul, de la Satana? Vin din toate părțile. Domnul Iisus, între altele, la un moment dat spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, căci eu am biruit lumea. Și când vedem suferințele prin care le-a fost dat lor să treacă, parcă ne vine să spunem ce greu le-a fost lor și ce greu le-a fost lor. Duhul Sfânt însă prin Apostolul Pavel zice nu, vouă vă va fi greu, pentru că în vremurile de pe urmă zilele vor fi rele. Și de aici mai departe nimeni să nu se înșele și să nu se lase înșela. De aici mai departe vremurile vor fi încă mai rele și încă mai grele, vor fi năprasnice. Ne apropiem de miezul nopții și de evenimentele îngrozitoare care vor însoți miezul acesta de noapte. Miezul nopții este atunci când pământul se găsește la cea mai mare depărtare de soare și din punct de vedere spiritual, miezul nopții este atunci când omenirea se găsește la cea mai mare depărtare de Dumnezeu. Noi ne apropiem cu pași repezi de miezul acesta de noapte și de evenimentele îngrozitoare care vor însoți miezul acesta de noapte, evenimente care sunt scrise de mii de ani în cuvântul Domnului și care n-ar trebui în mod normal să sperie niciun credincios. Lumea are probleme mari și de aici mai departe va avea probleme încă mai mari, probleme groaznice, dar Dumnezeu are planuri mari. Îi încurajez pe toți tinerii și pe tinerii noștri ascultători să privească stăruitor înspre cer de acolo și numai de acolo le vine și lor izbăvirea și ne vine și noi izbăvirea, indiferent bolile prin care ne este dat să trecem, că sunt diferite boli. Noi trăim în secolul ăsta 21, era aceasta digitală. Și de ce este astăzi mai rău și mai greu ca niciodată de când este omul pe pământ? Pentru că niciodată de când suntem noi ca oameni pe pământul acesta nu au existat atâtea ziare, reviste, cărți, cele mai multe dintre ele mincinoase, scandaloase și profund dăunătoare. Niciodată nu au existat atâtea posturi de radio, posturi de televiziune, Facebook, Messenger, Twitter, internet, telefonie fixă, mobilă. E o presiune nemaipomenită care se exercită asupra noastră mereu și mereu. Și acum tinerii sunt foarte preocupați de toate aceste lucruri și au mintea tot timpul deschisă pentru aceste lucruri și inima le este tot timpul deschisă pentru toate aceste lucruri. Diavolul știe că noi, între altele, suntem curioși. Și dacă suntem curioși pentru a ne satisface curiozitatea aceasta care este greșită și păcătoasă când este nesfântă, ne alimentează 24 de ore din 24 cu tot felul de lucruri. Și între altele, Biblia spune, toate lucrurile vă sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Tinerii ar putea să evite boli de un fel sau de un altul, dar ar întreba mereu pe Dumnezeu, Doamne, ce mi-este de folos și ce nu mi-este de folos. Ei au sentimentul fals, înșelător, la un moment dat că le știu pe toate, neapărat cel mai bine, când în realitate nu știu nimic cum se cad. E un amestec teribil de lucruri. Pe de altă parte, Biblia adaugă și spune, toate lucrurile vă sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe voi. Am 3 pasiuni, am 3 stăpâni. Am 5 pasiuni, am 5 stăpâni, am 7 pasiuni, am 7 stăpâni. Și sunt fel și fel și fel și fel de pasiuni, de hobby-uri, fel și fel de preocupări care ajung să ne robească, ajung să ne stăpânească. Internetul, spre pildă, readună toate celelalte la oaltă, este împlinirea visului multimilenar al diavolului. WWW, am putea spune un fel de 666. Prin internet omul își poate construi un univers propriu și se poate considera Dumnezeu. Eu mi-am construit un univers virtual și mă uit când vreau, cât vreau, cum vreau și la ce vreau. Noi avem în societate în general și mai apoi și în biserică tineri, dar nu numai tineri, acum sigur că vorbim despre tineri, mii și milioane de tineri creștini care sunt dependenți de internetul acesta ca de drog, cu asta se scoară și cu asta se curge. Nu l-a dus diavolul pe Iisus pe un munte foarte înalt să-i arate împărățiile lumii acesteia și toate urăciunile, toate scârboșenile, toate vulgaritățile, toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și avem tineri care sunt dependenți de internetul acesta și avem tineri care sunt dependenți, de exemplu, de păcatul acesta năucitor, devastator, care se numește pornografie. Pornografia înseamnă mai întâi derutare, după aceea dezumanizare, după aceea degradare și după aceea neapărat demonizare. Și se îmbolnăvește totul, și în mintea și în inima, dar și în trupul unui tânăr care ajunge dependent
deci consumator de acest înfiorător păcat care se numește pornografia și care face măcel, care face dezastru în viețile a miliarde de oameni pe întreg pământ. Un cuvânt foarte important pe care îl spune cartea Apocalipsa, zice, i-am dat timp să se pocăiască. Dumnezeu Sfântul tuturor ne dă mereu și mereu o nouă șansă, o nouă șansă și o nouă șansă, un timp și un har pentru pocăință. Și dacă noi nu luăm timpul și harul acesta în serios pentru pocăință, există consecințe. Mai întâi intrăm în atingere cu demonii și după aceea, cunoscând tot mai mult adâncimile coruptibilității, adâncimile satanii prin această nemaipomenită, dezlănțuită pornografie, ajungem sub stăpânirea, sub controlul demonilor. Și de aici toate bolile, toate durerile și toate nenorocirile posibile și imposibile. Cum poate un tânăr să se păstreze sănătos? Sau să-și recapete sănătatea? Pentru că mulți dintre ei și dintre cei care ne ascultă recunosc, ei știu acum că sunt robiți, că nu pot ieși de acolo și au propus de multe ori să iese și n-au reușit și nu reușesc. O întrebare foarte, foarte, foarte importantă și foarte binevenită. Noi trebuie, și tineri și oameni maturi deopotrivă, să luăm foarte în serios fiecare cuvânt care șade în Sfânta și în Dumnezeiasca Scriptură, să nu trecem peste ce este scris, să nu scoatem nimic din ce este scris și să nu adăugăm nimic la ce este scris. Și să luăm foarte în serios însemnul cel mai cald și frumos al cuvântului, nu în sens rigid, nu în sensul unei eventuale spaime, ci să luăm foarte în serios. Există niște promisiuni splendide în Biblie de la un capăt la celălalt. Cum l-a biruit Domnul pe cel rău în această nemaipomenită ispitire? Fiind plin de Duhul Sfânt, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul lumii. Și tinerii care sunt robiți de patima asta, și sunt multe alte patimi de care pot fi tinerii, și nu numai ei, și oamenii maturi robiți deopotrivă, și minciuna, și lăcomia, și gelozia, și răutatea, și clevetirea, și obrăznicia, și toate grozăviile pământului. Pleacă Satan, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să-i te închin. Să spună tare și apăsat prin credință cuvântul acest, dar să-l și creat, că este da și amin. Ce înseamnă Domnului Dumnezeului tău să-i te închin? Lui să-i aparții, cu timpul, cu energiile, cu banii și cu viața, zi și noapte. Și mai apoi zice și numai lui să-i slujești. El care înseamnă dragoste, care înseamnă dreptate, neprihănire, frumusețe, adevăr, adică adevărata viață, care merită numele de viață și care merită trăit. Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian. Iată, ne-a ajuns la finalul emisiunii de astăzi, tinerii și boala alături de Ana și de Benny. Care afecțiune e mai gravă? Boala fizică, cea mentală, cea spirituală? Consider că fie că este vorba de boală fizică, psihică sau spirituală, tânărul are de suferit în urma oricărei din aceste situații. La boala fizică avem de suferit trupește și e destul de greu de trecut peste. La cea mentală avem de suferit la nivel cognitiv, ceea ce ne duce la izolare în relațiile cu ceilalți, iar la boala spirituală avem de suferit în relația noastră cu Dumnezeu, ceea ce mie personal mi se pare destul de grav. Nu pot să spun cât de greu este să fii bolnav și într-o situație dificilă a vieții, pentru că nu am trecut exact și mă gândesc că este foarte greu și cumplit să fii diagnosticat cu o boală gravă, însă cred că atât boala mentală cât și fizică este foarte greu de îndurat, dar cred în același timp că boala spirituală este mult mai gravă, pentru că încerc poți să ajungi oricum bolnav, dar dacă ești bolnav spiritual, e mult mai greu. Sunt de acord cu tine, Ana. Mă întorc la Biblie pentru că tratează foarte multe subiecte până și aspectul ăsta și mi-aduc aminte de un verset care spune așa, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Mă gândesc că aici nu era vorba de un om bolnav care câștigă toată lumea. Mă gândesc că versetul ăsta vrea să spună despre un om prosper, sănătos, plin de viață, care se distrează, care face orice, care e bogat din punct de vedere material. Dar la ce-i folosesc dacă își pierde sufletul? Și bazându-mă că nu o să fiu judecat, încerc să fac o clasificare. Și cred că pe primul loc, cel mai greu și cel mai grav e boala spirituală.
pentru că e în joc eternitatea, e în joc viața ta veșnică. Eu, pentru că am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, am ajuns să am o relație cu Iisus Hristos, vreau să dau viața asta pentru Hristos ca să o câștig pe cea veșnică. Mi-a fost greu să ajung în punctul în care să înțeleg că e mai important și de multe ori e complicat să renunț la anumite lucruri pentru veșnicie, lucruri care le-ai fi trăit acum sau le trăiești acum, dar trebuie să dăm dovadă de maturitate și să punem viața spirituală pe primul loc. Dar sunt complet de acord cu Ana, pentru că oamenii care au o boală fizică sau mentală, e o situație grea și e foarte greu să treci peste această boală. Deci nu pot să zic nimic legat de aceste aspecte, doar dacă aș fi în situația lor. Credeți că trece un credincios altfel peste o boală? Eu cred că un credincios, da, și am zis mai tare credincios pentru că doar dacă ești un adevărat creștin, dacă ești autentic în ceea ce crezi, doar atunci poți să treci peste boală și Dumnezeu cred că are dorința asta să-L slăvești și prin chestia asta. Chiar dacă ești bolnav, chiar dacă mi-e greu, accept, înțeleg, încep să mă lupt cu boala, încerc să merg mai departe și totuși vreau să-mi păstrez o viață integră pentru Dumnezeu. Deci dacă ești creștin, asta ar trebui să te ajute chiar și în boală, să treci mai ușor. Și răspunsul meu este da. Da, și eu aș răspunde cu un mare da aici la întrebarea asta. Așa ar trebui. Un credincios ar trebui să treacă mult mai ușor peste boală. De multe ori când vizităm pe cei bolnavi, plecăm noi încurajați de ei. Asta înseamnă că acolo este o încredere neclintită în Dumnezeu și asta e foarte bine. Iată, am ajuns chiar la finalul emisiunii, în încheiere. Dacă ați putea să lăsați un gând pentru tinerii, în mod special, care ne ascultă și care trec prin suferință. Aș vrea să le spun așa, capul sus, Dumnezeu știe de problema pe care voi aveți, știe de fiecare detaliu din boala voastră, din situația grea prin care sunteți trecuți și vreau să nu vă pierdeți nădejdea că Dumnezeu o să facă lucrurile cu înțelepciune. În Psalmul 23, Dumnezeu promite să fie alături de cei care trec prin valea umbrei morții. Cu atât mai mult, cred că Dumnezeu este alături de cei care trec printr-o boală sau suferință. În mod personal vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și pentru că m-ați ajutat în a aborda această problemă grea și chiar foarte grea. Alături de mine, dragi ascultători, Onuț, Ana Maria și Beniamin, domnul Horațiu Piloiu, psihoterapeut, și pastorul Ioan Pănican. Mulțumim și noi foarte mult, Raul. Plăcerea a fost de partea noastră. Ne-am bucurat să putem discuta. Mulțumim și noi de asemenea, cu mare drag. În final, mă opresc la cuvintele unui credincios care spune așa: omul vrea să-și găsească dreptatea insinuând nedreptatea lui Dumnezeu. El trebuie să înțeleagă că este o existență care își primește întru totul existența de la Dumnezeu. Spunea un mare teolog al zilelor noastre: omul are existența împrumutată. Păi când ți se dă totul, tu mai ceri socoteală? De ce așa? De ce mai, nu mai mult? De ce nu mai puțin? Am pierdut perspectiva suveranității lui Dumnezeu ca alfa și omega, cauza creației, de unde vine toată existența noastră. Dacă ne-a dat Dumnezeu un an, știe El de ce. Dacă ne-a dat trei, știe El de ce. Are rațiunea lui. Marea problemă a omului contemporan este o foarte atenuată conștiință de sine. Nu știe cine este și ce este. Nu merge la adâncimile sensului existenței sale. Nu se întreabă cine respiră, cine merge, cine gândește în propriul organism. De unde vine, cine îl determină, cine îl definește, de ce este așa și nu altfel, de ce nu este altfel și este așa. Sub presiunea unor factori exteriori, dar nu fatali, am ajuns să trăim semi-automat, semi-conștient, ca niște necuvântătoare și din această stare rezultă foarte multe neputințe. Dar există un loc despre care se spune că în el moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tângâire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Acolo putem ajunge cu toții prin credința în Domnul Iisus Hristos. În slujba Domnului, Raul Damian.